Premiile de excelență Itzy Bitzy. Premiile de excelență Itzy Bitzy? Da! Premiile de excelență Itzy Bitzy. Bine pentru copii. Premiem organizații care derulează proiecte ce aduc schimbări majore în viața copiilor din România. Și pentru a decerna acest premiu, n-am să apelez la oameni, ci voi chema în scenă pe colegii mei, Itzy și Bitzy. Hai să-i aplaudăm! Bună seara, Itzy și Bitzy! Bine ați venit! Vă dau un microfon! Bună seara! Spiritul bun să vă lumineze sufletul! Itzy și Bitzy! Păi am auzit muzică! Să spiritul bun să vă lumineze mintea! Dragilor, cum vă simțiți voi antenuțele în seara asta de gală? Să știi, Ruxandra, că eu am foarte mari emoții! Și eu! Hai să mă gândesc dacă eu am! Aleu, și încă câte! Încă câte, am făcut o... Nu contează! Dar uite, dacă mă uit aici, sărut mâinile, văd numai analiști, specialiști, psihologi. Sărut una, doamna Cristina Trecea. Mă salvați? Am emoții cât casa poporului. Păi gata, începem. Începeți? Da. Ok. La categoria Bine pentru copii, finaliștii sunt Asociația Ovidiu Ro, Asociația Salvați Copiii România, Hope and Homes for Children Romania. Și câștigătoare este Asociația Salvați Copiii România! Asociația Salvați Copiii România a derulat în 2016 proiectele împotriva violenței pentru drepturile copiilor, internet mai sigur, șanse la o educație mai bună. Aceste proiecte au adus schimbări majore în viața copiilor din România. Bună seara! Mulțumim tare mult pentru acest premiu și pentru recunoaștere. Este o mare onoare pentru noi, este o mare onoare pentru mine să fiu în fața dumneavoastră reprezentând organizația la care lucrez doar de 9 ani, dar care face bine pentru copiii din România. De 27 se vor face în aprilie. Număram noi acum vreo 2 ani, când am făcut 25 de ani de Salvați Copiii și era așa o sumă rotundă, că am atins în bine viața aproximativ 1 milion de copii. Asta înseamnă cam un sfert din copiii României. Wow! Sunt proiecte care au salvat vieți la propriu, dacă mă gândesc doar la dotarea a 63 de maternități din România, cu incubatoare care ajută copii născuți prematur să supraviețuiască. Sunt proiecte care ajută copii să intre în școală, să stea în școală, să recupereze ani de școală pierduți. Sunt proiecte care protejează copiii împotriva violenței acasă, în școală, în instituții sau pe stradă. Asta ar fi doar un scurt sumar a ceea ce facem de în toți acești ani. Mă bucur foarte tare că vorbim despre copii în tumultul acestor zile. Mă bucur foarte tare că într-o sală de teatru să celebrăm copiii, familia, părinții, educația, firescul și normalitatea. Cred că în momentul de față, cel puțin pentru mine, sunt singurele lucruri care ne mai ajută să ne trezim și să ne dăm jos din pat dimineața. Așa că vă mulțumesc încă o dată pentru acest strop de firesc și frumos în viața noastră și mă voi retrage. Nu te retrage, Diana, ai de luat un trofeu! Premiile de excelență Itzy Bitzy. Premiile de excelență Itzy Bitzy? Da! Premiile de excelență Itzy Bitzy.